Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Iată, am avut o zi plină ieri, o zi plină datorită poziției pe care am luat-o împotriva apartenenței României la NATO, împotriva războiului din Ucraina. A deranjat pe foarte mulți, am observat poziția mea pro-neutralitate, dar, pe ansamblu, reacțiile care au fost nenumărate, vă spun drept că niciun articol de-al meu, nicio emisiune de-a mea nu a născut atâtea controverse și atâtea reacții ca cea de ieri. Vă spun drept că mă așteptam la reacții mult mai dure. Se pare că poporul ăsta începe să se trezească. Sunt uimit să constat, făcând astăzi o analiză a tuturor mesajelor primite pe articolul anti-NATO și pe emisiunea de ieri, care a fost în același spirit, să văd că nu sunt minoritar. Eu mă așteptam, așa evaluam eu, că o să constat că aproximativ 60% dintre cei ce au citit articolul sau au văzut emisiunea vor fi împotriva mea. Mă așteptam că mulți dintre cei ce m-au simpatizat până acum se vor dezice de mine, dar am avut o surpriză imensă. Să constat că aproximativ 60% dintre mesaje sunt pozitive, apreciative, la adresa acestei poziții pe care am luat-o, sunt cam 25% împotriva mea și sunt încă vreo 10-15% care sunt neutri, aproximativ neutri. Ei bine, asta este o analiză pe care am făcut-o pe mesaje și am extras de aici acele comentarii care le știam de dinainte, că sunt simpatizanți ai mișcării meritocrate, care era normal să-mi cunoască punctul de vedere și să mă sprijină. Deci, pur și simplu, am vrut să văd reacții noi, care este să iau pulsul acestui popor legat de subiectul NATO, războiul din Ucraina și neutralitate, făcând abstracție de prietenii mei, de cei ce mă urmăresc de luni de zile. Deci eu zic că este un procent extraordinar. Probabil că un sondaj de opinie făcut în România astăzi, legat de acest subiect, participarea României la un eventual război, poziția României în acest conflict, poziția României, a poporului român, față de apartenența la NATO sau neutralitate, probabil că s-ar solda, atenție, surpriză, peste 50% în favoarea ieșirii României din NATO și în favoarea declarării României ca stat neutru. Această reacție neașteptată, surprinzătoare pentru mine, mă încurajează să merg mai departe. Și să vă spun că am decis ca de acum încolo să încercăm să organizăm în toată țara centre, meritocrația, care să se ocupe de acest subiect. Acela de a strânge semnături, aderenți, pentru a merge mai departe cu 600.000 de voturi, să mergem să cerem referendum. Referendum pentru ieșirea României din NATO și pentru declararea României ca stat neutru. Asta înseamnă că îi rog pe toți cei ce vor să se implice activ în această idee de Românie a păcii, de Românie neimplicată militar în conflictele dintre păpușari și Rusia, să mă contacteze pe o adresă de e-mail care o să apară pe un banner al acestei emisiuni. Contactați-mă și vom face o ședință, ne vom aduna aici la mine la sediu să discutăm despre cum vom putea merge mai departe, să organizăm strângerea de semnături, 600.000 de semnături câte sunt necesare conform legii, pentru a cere un referendum. Să auzim vox populi. Să vedem ce vrea poporul. Vrea NATO? Vrea război? Sau vrea neutralitate? Sau vrea o România păcii? Să vedem dacă poporul ăsta este dispus să-și dea viața pentru ucrainienii cu care suntem în conflict de secole și care nu de mult ne înjurau ca la ușa cortului că insula șerpilor e a lor, că Bucovina e a lor și așa mai departe. Să vedem, dragii mei, chiar așa îndrăgostiți sunt românii de ucraineni încât vor să moară pentru
ei, dacă sunt îndrăgostiți și dacă vom constata prin referendum că românii sunt majoritari pentru război și pentru implicare, pentru NATO, atunci, eu vă spun drept, îmi asum, nu ca și Crin Antonescu, care a zis că dacă nu o să fie destituit la referendum Băsescu, eu, Crin Antonescu, îmi dau demisia. Și nu și-a dat, a uitat să-și o dea. Eu vă spun clar, dacă la referendum iese că românii vor peste 50% să fie NATO și să meargă la război, eu, primul Laurențiu, mă retrag din viața publică, am încheiat cu actualitatea românească, am încheiat cu lupta pentru instaurarea meritocrației, pentru că înseamnă că n-am cu cine. N-am cum să instaurez meritocrația în România, adică un sistem cu adevărat democratic, umanist, progresist, un sistem care să servească intereselor poporului și nu a păpușarilor și a gangsterilor care conduc partidele, înseamnă că n-am de ce să lupt. Dacă sunteți un popor atât de aburtizat încât vreți NATO și război, partide și politicieni, înseamnă că eu n-am, locul meu nu e aici. Eventual mă voi duce și voi ține conferințe și voi vorbi celor din Guinea, Papua, celor din Coasta de Fildeș, din Botswana, poate că pe aia duce capul mai mult. Poate aia înțeleg mai ușor care le sunt interesele și care este șansa la un viitor fericit pe acest pământ. Dar dacă vom reuși să strângem cele 600.000 de semnături, abia asta va însemna începutul sfârșitului actualului sistem ticăloșit. Pentru că imediat după aia vom organiza referendum și pentru Constituția meritocrată și în secunda următoare s-a terminat cu ticăloșia în această țară. Apoi s-a terminat și cu democrația asta reprezentativă în care gangsterii ăștia, încătușații, fac legea în România. S-a terminat și cu șpăgile și cu comisioanele și cu traficul de influență. S-a terminat și cu redevențe zero pe petrolul României. S-a terminat și cu băncile care ne scot din case. S-a terminat și cu poluarea pânzei de apă freatică cu Chevron. S-a terminat și cu OMV-ul care ne fură pe nimic. S-a terminat cu toții. Atunci ne luăm țara înapoi cu adevărat. Cu sau fără voia lui Klaus Iohannis. Până una alta, eu vreau să vă mulțumesc tuturor celor ce ați luat poziție la articolul meu, la emisiunea de ieri, tuturor celor ce ați dovedit că nu mai sunteți doar niște râme, că ați dovedit că aveți coloană vertebrală și ați avut curajul să vă spuneți părerea. Pentru că mi-amintesc că acum un an de zile, foarte mulți dintre voi, nu că nu îndrăzneați să vă dați părerea și să sprijiniți ceea ce întreprind eu aici. Ba mai mult, primeam mail-uri aproape săptămânal cu oameni care îmi spuneau: domne, mi-e frică și să mă uit la emisiunea ta. Ei bine, situația s-a schimbat. Astăzi sunt sute mii de oameni care îndrăznesc nu numai să mă aprobe, nu numai să spună ce spun eu, ci să împartă aceste informații, să le distribuie, să le deschidă ochii și altora. Devenim o forță. Și simt că devenim o forță prin faptul că am ajuns să fiu urmărit și la toaletă. Am pe urmele mele peste tot pe cineva. Mi se ascultă telefonul. Sunt urmărit cu mașini. Sunt monitorizat permanent. Eu le mulțumesc. Mă simt atât de în siguranță. I-aș ruga să mă păzească și noaptea. Că nu vreau să mai dorm cu ușa închisă. I-aș ruga să o monitorizeze și pe nevastă mea, să aflu dacă nu cumva face, dacă nu cumva greșește, dacă nu calcă pe bec. Pe fiică mea la fel. Nu cumva să se lege vreun coleg de ea, de clasă sau vreo colegă, să-i spună ceva, să o deranjeze cu ceva. Foarte bine, monitorizați-ne, tata. Urmăriți-ne, filmați-ne. E foarte bine așa. Așa e în democrație, nu? Da, ce rău era pe vremea lui Ceaușescu, ce ticălos, ce regim dictatorial. Acum e democrație, acum avem mijloace elevate, rafinate. Nu e dictatură, e libertate. E libertate. Și ca să vedeți ce libertate și ca să vedeți mai bine, dragii mei, cine mă combate, pentru că vă spun, între acești aproximativ 25% care mă combat, am vrut să văd, bă, cine sunt ăștia?
care vor România în război, care vor România de partea forțelor satanei? Cine sunt ăștia care sunt atât de îndrăgostiți de forțele răului în această lume? Interesant. Cei ce mă susțin, cei ce mă aprobau, foloseau un limbaj foarte civilizat, modest, corect, adesea patriotic. În vreme ce aceia care mă combăteau foloseau un limbaj deosebit de violent, de extremist, adesea plin de jigniri, amenințări și așa mai departe. Pentru un articol, atenție, în care eu militam pentru non-violență, pentru pace, pentru bunăstare, pentru un viitor fericit al românilor, pentru neamestec în treburile interne ale altor state. Atenție, eu nu promovam acolo nici Rusia, nici pe Putin, n-am folosit un cuvânt măcar elogios la adresa Rusiei sau a lui Putin, nu m-am implicat deloc în a trata subiectul din punct de vedere al cui este, de partea cui este dreptatea, a Rusiei sau a americanilor. Nu mi-am dat cu părerea deloc dacă face bine ce face Putin sau nu. Nu mi-am dat deloc cu părerea dacă dreptatea e de partea Rusiei sau nu. Am spus doar atât, că nu mă interesează, că nu-i treaba noastră, a românilor. Că nu avem de ce să ne implicăm și că trebuie să ne vedem de liniștea și de viitorul copiilor noștri. Ei bine, în condițiile în care eu n-am folosit un cuvânt apreciativ la adresa Rusiei sau lui Putin, sunt făcut rusofob. Sunt făcut, dar atenție, nu cu aceste cuvinte. Nu primul este un rusofob, din păcate. Nu! Vă dau niște exemple ca să vedeți cine sunt în România mari partizani ai NATO, mari iubitori de păpușari, mari iubitori de Ucraina. Atenție, de Ucraina și de interesele ucrainienilor. Ia să vedem. Dragii mei, am descoperit că am un mare dușman, un om care mă urește visceral. Este paradoxal. O femeie se numește Olivia Sena. Și aș vrea, dragii mei, să vă dau câteva citate ca să vedeți cine sunt iubitorii de NATO. Dăm cuvântul doamnei Olivia Sena. O găsiți pe Facebook, exact așa. Iată. De unde să încep, zice doamna Sena? Atâtea inepții și aberații, spune acest negricios numit Primo. Da, adevărul e că sunt bronzat. Am fost la schi o săptămână, a fost soare și poate m-am bronzat mai tare. Îmi cer scuze. Acum asta este. Sunt negricios. Ce să fac? N-am origini sănătoase. Deci acest negricios numit Primo, incultura lui Primo este fantastică. Dragii mei, tocmai că cei ce mă cunosc bine știu că sunt un om cu o cultură vastă mai rar întâlnită. Am citit biblioteci întregi. Pot să discut despre orice. Sunt oricând dispus, dacă vrea doamna Sena, să facem un test. A căruia dintre noi cultura este mai vastă? Oricând, cu oricine. Zice doamna Sena în continuare, însă nu mă mir că mai apare și pe la televizor prin România. Românii promovează romalis, adică țigani, adică eu sunt țigan. Curve, retardați, hoți, pușcăriabili, comuniști și mai nou, sugători de bolșevici. Păi, mă rog, poate că mă încadrez la astea, nu știu. Zice mai departe doamna Sena, Olivia Sena. Primo amărâtul nici nu știe ce e NATO. În creierașul lui de corb, retardat, e totul o apă și un pământ. În paranteză, nu diferențiază între NATO și armata. Nu dă la NATO, ci trebuie să investi... Și armata domestică a statelor. Eu zic, nu fac diferența eu între NATO și armata domestică a statelor. Ați înțeles care va să zică cum vine asta? Adică fata este cultă, este citită. Eu n-am înțeles ce a vrut să zică, dar mă rog. Important e că a înțeles ea. Dezinformează într-un stil grosolan. Ori, efectiv, omul e retardat. În paranteză. 2% din PIB România nu de la NATO, ci trebuie să investească în armata proprie.
până la 2% din PIB în următorii ani. Ia auziți, dragilor, ci că bugetul de înarmare de 2% nu-i pentru înarmare, e pentru armată. Doamna Olivia Sena nu știe că România nu mai are armată. Armata nu mai e obligatorie în România. În România nu mai există armată decât una din asta de 5-10 mii de oameni, cel multe, eu n-am auzit, sunt din ăștia care se duc plătiți, mercenari, pe 1000 de euro, 1500 de euro să lupte în Afganistan ca să păzească transporturile de droguri, dar altceva nu știu, mă rog. Deci, ăștia 2%, 3 miliarde de euro anual, ne zice doamna Sena că nu sunt pentru un armare, nu sunt pentru păpușari, sunt ca să dai salarii la armata română. Păi, dragii mei, imaginați-vă, fondul de pensii în România pentru 10 milioane de pensionari e 5 miliarde de euro pe an. E, noi o să dăm la armata română, care nu există, 3 miliarde, mai mult de jumate decât dăm fond de pensii. A? Ați înțeles bine. Măi, atâtea prostii și minciuni a scris Cioaricică aici, de trebuie să fii tare retardat și incult să nici nu-ți dai seama. Și Romalis ăsta, incult și retardat, promovează meritocrația în România? Doar la români poți găsi așa ceva. Prostocrație promovată drept meritocrație. Manipularea rusofilă pe care acest jegos o promovează este fantastică. România o să ajungă dată de prostimea românească pe tava Rusiei. Ce vorbă aia? Putin este făt frumos pe cal care va salva virgina Românie de la zmeul satanic. Și aici intră toată lumea civilizată și occidentală, evident, americani, europeni, canadieni, israeliți. Greu cu limba română, greu să zămislim ce a vrut să zică, dar zămislim. Putin doar vrea Euroasia, vieții lui și prostimea de România e suficient de dobitoacă să și înghită. Dragii mei, foarte profundă, doamna Sena. Ce înțelegem cu certitudine? Că mă urăște pe mine visceral și pe ruși. Nu știu, ce ar fi făcut rușii? Poate a avut vreo bunică care a avut de suferit? Dumnezeu știe, să o înțelegem. Eu, unul, sunt foarte tolerant și nu mă supăr pe ea. Dar continuăm, ca să vedeți cine este marele partizan al NATO. Pentru rusofil și comuniști nu am decât o singură chestie să le zic. Pe limba lor. Marș în morții mamei voastre de jivine nenorocite în Rusia. O să trăiți foarte bine alimentându-vă cu vodcă la salariu minim de 80 de euro și pâinea 1 euro. Putin oferă sclavilor lui o viață nemaipomenită. Dar acolo n-o să îndrăzniți să deschideți gura. Că dispăreți în sistem, acolo e locul vostru, jivine retardate. Nu în rândul oamenilor civilizați. Iată, dragii mei, unde ne trimite pe toți ăștia care nu credem în război, doamna Sena. Doamna Sena, bine ați venit alături de noi la Meritocrația. Deci, dragii mei, prieteni, toți cei ce nu credem în NATO, în război, în ură și violență, suntem niște jivine, așa ne spune stimata doamnă, și trebuie să ne ducem în morții mamei noastre de jivine. Acolo trebuie să mergem conform spusei doamne, e doamnă, nu? E doamnă. Iată ce îi răspunde aceeași doamnă unui postac, unui om pe care nu-l cunosc, nu știu cine este, pentru prima oară îl văd la noi, dar care a trimis-o la cratiță. Vă dați seama ce a jignit-o. Asta e femeie de cratiță? Nu pare de cratiță, pare de altceva. Zice doamna Sena domnului Mereuță Paul. Ia să vedem ce îi zice. Mereuță Paul, cel ce a trimis-o la cratiță. Mereuță Paul, pui avortat de curvă jegoasă. Cu cine vorbești, măi, jeg împuțit? Eu zic, doamna Sena, marș aici cu țiganul tău borât de primo. Cine să stea, măi, la cratiță? Curva care te-o fătat să stea, că aia n-are școală, jegoșenea vortată, țigan borât. Eu zic, doamna Sena,
Dragi mământoși care o cunoașteți, fiți mândri. Este prietena voastră, compatriata voastră. Uite ce, doamnă, elegantă, stilată. Eu să vedem ce îi răspunde în continuare celui ce a îndrăznit să o trimită la cratiță. Ai 8 clase, măi, borăciune de cioară sifilitică. Ia auziți. Ia-ți-l pe țiganul retardat primo și marși în Rusia. Ai văzut, măi, cioara analfabetă ce aberații și inepții înghite cioara de primo? A, n-ai văzut că ești un incult, jeg și avortat de o curvă țigancă. Spurcăciune ratată și muritoare de foame. Vă dau cuvântul meu că așa limbaj, în 47 de ani, n-am citit, n-am auzit și nu mi-aș fi imaginat că există. E bine, iată ce ne-a adus NATO. Iată cine sunt simpatizanții și mare iubitori de NATO și de americanoizi. Iată cum cine se aseamănă se adună. Iată NATO, violență, ură, răutate, satanism. Și iată partizanii și iubitorii de NATO care folosesc un limbaj, o atitudine care nu e cu nimic diferită. Ăștia sunt cei ce abia așteaptă să ia mitraliera în mână și să facă țaca, țaca, țaca în orice văd și în orice prind. Plin de ură și răutate. Pentru ce limbajul acesta plin de ură, de violență, de răutate? Că am îndrăznit să spun că vreau ca România să nu se implice în război și că îmi doresc ca românii noștri să nu moară ca fraierii pentru nimic, pentru o cauză care nu e a lor și că îmi doresc pace. Iată reacția. Imaginați-vă ce reacție ar fi avut aceste satane dacă eu aș fi provăduit să fim de partea Rusiei în acest conflict. Care și ăla era un punct de vedere, nu? Într-un conflict poți să fii cu ăia, cu ăilalți sau neutru. Dragii mei, eu sunt neutru. Nu că sunt neutru, țin cu România, cu interesele românilor. Și nu vreau ca noi să dăm jertfă de sânge. Noi ăștia mulți și fraieri, că nu o să dea politicienii. Nu o să dea Ponta, nu o să dea Băsescu, nu o să meargă nici ginerele lui Băsescu să moară în război pentru Ucraina. Nu, stați liniștiți. Că Băsescu nu ne trimite la moarte pe noi românii în general. Ne trimite pe noi fraierii, niciun caz pe ginerii lui. Ei bine, imaginați-vă ce ar fi fost la gura acestei prietene a NATO dacă eu nu aș fi provăduit pacea și bunăstarea românilor, ci aș fi zis că dreptatea e de partea lui Putin. Vă imaginați? Ei bine, mergem mai departe. Ia uziți ce-i mai zice lui Mereuță care a trimis-o la cratiță. Mereuță, Paul, la cratiță trebuie să stea vaca de măta care a fătat așa căcat împuțit și retardat. Vă puteți imagina un asemenea? Eu vă spun că în viața mea așa ceva eu nu am avut parte să citez, să aud, să-i ceva incredibil. Împușcă-te avortonule și suge tu, nu pot să vă spun cuvântul chiar dacă nu este ce ne au în situația de a mă, și suge tu, știți voi ce rusești, și înghite jegoșenie împuțită până te saturi să înrăntoc nenorocit. Dumnezeule, pe limba ta ți-am vorbit, pui de țigancă zăbăloasă și sifilitică. Vă puteți imagina așa ceva, dragi? Ăsta este imaginea NATO. Ăștia sunt prietenii NATO. Ăștia sunt cei de un fel cu NATO. Ăștia sunt ură, violență, intoleranță. Ăștia sunt unealta satanei pe pământ. Nu pot să-mi imaginez. Credeți-mă, dacă m-ai fi pus să inventez eu un text pentru premiul Nobel, ca să câștig un mare premiu, cu cele mai cumplite cuvinte pe care le-aș putea spune, nu m-aș fi putut pune cu femeia asta. Adică ar fi fost imposibil să mă ridic la nivelul ei. N-am crezut că se poate așa ceva. Câtă ură! Pentru ce? Pentru ce? Că dacă eu aș fi fost dușmanul ei sau a familiei ei, aș fi zis, bă, bine, mă, i-am omorât copilul. Asta este. Ce nu scoate ura și răutatea din om când ți-a omorât cineva copilul? Mă gândesc, poate, mă. Băi, fraților,
toată această răbufnire pentru că vreau pace, liniște și vreau bunăstare pentru poporul meu. Ia auziți-l pe alt. Ca să vedeți că nu e singur, adică am extras două, așa la... Alex Amarfei. Ce am și eu un coment pentru tine, adică pentru mine. Gâtul mătii de rusofon împuțit. Ia-ți barele de pe sfinții ortodoxi. Ia auziți, dragii mei. Prietenii, simpatizanții NATO, n-o să găsiți unul, un comentariu de această natură făcut de către cei ce sunt de acord și care sunt de aceeași parte ca și mine, cum că trebuie să ne protejăm și trebuie să ne dorim pace. N-o să găsiți din partea niciodată. De ce? Pentru că cine se aseamănă, se adună. E simplu. De aceea, citind astfel de comentarii, mi-am dat seama, fraților, e vremea să acționăm, pentru că altfel ăștia, minoritarii ăștia cu satana în ei, o să ne ducă la pierzanie pe noi. Nu ei o să meargă să lupte în război. Ei sunt doar guriștii. Atunci când va începe războiul, nu o să vedeți niciun mare îndrăgostit de NATO, niciun simpatizant NATO nu o să vedeți că se duce să se înroleze, să moară pentru Ucraina. Nu! Ei vor fi departe. În America, în Spania, în Italia, în Australia. De acolo ne vor susține moral și vor fi pro-NATO și patrioți. De murit în război vom muri noi, ăștia de aici. Ăștia, guriștii ăștia, satanele ăstea, ei vor sta și se vor uita la televizor. Și vor scrie comenturi pe Facebook împotriva celor ce iubesc pacea. De aia trebuie să ne mobilizăm. Ca să nu fim proștilor. Fără ură. Fără violență. Fără să le răspundem la ură și răutate cu ură și răutate. Facem frumos, ne organizăm, strângem semnături, cerem referendum, să se afle vocea poporului, dacă e de acord poporul român cu NATO, dacă e de acord poporul român să meargă la război, pașnic, frumos, fără să facem demonstrații, fără să spargem geamuri, fără să cerem căderea guvernului, fără să ne amestecăm în mizeria lor. Nu trebuie sub nicio formă să ne amestecăm cu aceste cozi de topor, cu aceste instrumente ale satanei. Nu trebuie să ne punem cu ei. Nu trebuie să ne certăm cu ei. Vă rog, când mai vedeți astfel de comentarii pe Facebook, pe forumuri, împotriva mea, nu răspundeți. Noi nu suntem ca ei. Nu ne putem murdări punându-ne mintea cu ei. Noi trebuie să ne vedem de drumul nostru. Să ne canalizăm energia pentru a construi, să ne canalizăm energia în sens pozitiv, să salvăm această țară, să salvăm viitorul copiilor noștri. Pentru asta vă spun atât. E vremea să vă puneți în mișcare, să vă treziți. Vă rog să mă contactați toți cei ce vreți să creați nuclee, centre meritocrația, în scopul strângerii de semnături, cu scopul de a declanșa referendum pentru ieșirea României din NATO și declararea României ca țară neutră. Atenție, țară neutră. Nu suntem nici proruși, nici proamericani. Noi suntem doar pro-români și atât. Noi suntem pro-pace, pro-libertate, prosperitate. Asta ne interesează pe noi. Ei bine, dragii mei, aș trece mai departe. Subiectul NATO cred că v-a ajuns pe ziua de astăzi. Cred că v-ați distrat destul cu doamna Sena. E rândul să ne distrăm cu o altă mare doamnă a României, Elena Udrea, care iată, după ce a stat 2-3 zile în pușcărie, instanța a decis că nu e cazul să mai stea, că până la urmă nu e un pericol public și că trebuie să fie plasată în arest la domiciliu, a decis în alta curte de casație și justiție, care a judecat contestația deputatei la arestarea preventivă. Elena Udrea a ajuns miercuri dimineață la DNA, unde a fost citată pentru a oferi lămuriri suplimentare privind denunțul pe care l-a făcut pe 30 ianuarie împotriva șefului SRI Florian Coldea.
Ei, dragii mei, aici se întâmplă niște lucruri foarte interesante. În primul rând, pe mine m-a surprins eliberarea Elenei Udrea după ce a ciripit urât împotriva generalului Coldea. Adică s-o arestezi să-i dai 30 de zile. Pentru ce? Pentru că Dinu Pescariu a spus că i-ar fi dat bani. Bă, ceva nu sună bine. Deci o arestezi pe Udrea pentru că unul a declarat că i-a dat bani. Păi stai mă, dacă vine unul care mă urăște, vine Olivia Sena mâine, zice că mi-a dat 500 de mii de euro ca să fiu împotriva NATO, înseamnă că trebuie să mă arestez, că e chiar așa. Stai un pic, că e declarația unuia împotriva declarației altuia. Nu poți să bagi un om la pușcărie pentru că ăla a declarat că. Pentru că în baza aceluiași lucru trebuia să-l arestezi și pe Emil Boc și pe Roberta Anastase, pentru că Gabriel Sandu, fost ministru al telecomunicațiilor, a declarat că le-ar fi dat milioane lui Boc și lui Roberta Anastase. Păi în baza aceleiași depoziții, aceluiași gen de depoziție, că s-a dat mită, de ce nu au fost arestați și Boc și Roberta Anastase? Bun, pentru toată lumea, pentru toți analiștii, a fost evident că Elena Udrea nu pentru asta a fost arestată. Pentru că această declarație a lui Pescariu este veche. Această declarație a lui Pescariu este la dosarul DNA de ani de zile. Și nimeni nu și-a propus să o aresteze pe Elena Udrea până acum. Coincidență sau nu, această arestare vine la doar o zi, două, după ce Elena Udrea a declarat că serviciile secrete române, că SRI-ul, este implicat până în măduva oaselor, în politica din România, în alegeri, în televiziuni, în manipularea opiniei publice, în șantajarea politicienilor și până la urmă că SRI-ul conduce România. Ei bine, în clipa în care s-a dat la Coldea, vă amintiți? Duminică noaptea s-a întrunit Comisia Parlamentară, luni, imediat, s-a și hotărât ridicarea imunității și arestarea Elenei Udrea. Fantastic de operativ, nu? După ce vreme de 4 ani n-au avut nicio treabă cu ea. Cu același dosar, cu aceleași informații. Nu a fost nimic urgent, nimeni nu s-a grăbit. E bine, după ce a început să ciripească, să dea din casă cum s-a construit RTV și așa mai departe, imediat și-au dat seama că dosarul lui Elena Udrea e foarte grav și au luat măsuri. Dar, iată, se întâmplă o minune. Somnorosul Traian Mondialu, care până la arestarea Elenei Udrea nu dădea semne de viață, brusc și-a dat seama că trebuie să se trezească. Acum, de ce s-a trezit el? Săptămâna trecută, Dan Voiculescu din pușcărie făcea un comentariu, spunea că ce rușine pentru Traian Băsescu să nu sară să-și apere iubita. Cât de laș este. Unii spun că de-aia a sărit Traian Băsescu. Că l-a făcut laș Dan Voiculescu, că nu-și apără iubita și că de-aia ar fi ieșit. Dragii mei, eu zic că pentru altceva a sărit Traian Băsescu. Când Traian Băsescu a văzut că Elena Udrea e plimbată cu cătușe prin fața televiziunilor și a dat seama că e groasă. Eu mă gândesc că atunci când servești intereselor celor mai puternici oameni ai planetei și reacționezi și dansezi, ca să fiu mai metaforic, dansezi exact după cum îți cântă ei păpușarii și bagi România în rahat și aduci în România și pe Exxon și pe Chevron și faci lobby și pentru Roșia Montană Gold Corporation și faci tot ce ți se cere. Îl pui și pe MRU prim-ministru ca să semneze cu Chevronul și așa mai departe. Mă gândesc că atunci când aduci atâtea servicii poți să negociezi. Adică să spui, băi, eu fac toate astea pentru voi, dar vreau să-mi salvez libertatea. Vreau garanții că o să mă apărați și atunci când decorata voastră o să înceapă să bage mâna în dosare, să mă lase în pace. Dar mă mai gândesc ceva.
Eu sunt bărbat, ca și Traian Băsescu. Și sunt bărbat din ăla, vero, nu? Nu sunt bărbat din ăla conform aspirațiilor noi ordin mondiale, nu? Cu curbitaceu. Sunt bărbat de bărbat, da? Bă, da, când ai o gagică, când iubești o femeie și când știi că și ea a băgat mâna în buget și că-i pătată ca un dalmațian, bă, nu te gândești, stai mă salvezi doar pe mine? Păi ce rost mai are viața fără ea? Adică e logic, e de bun simț că atunci când ai negociat libertatea ta, atunci când te-ai oferit să-ți vinzi țara pentru libertatea ta, te-ai gândit și la ea, nu? Așa face un bărbat. Așa face un cavaler. Eu sunt convins că Traian a negociat și libertatea Elenei Udrea. E, când a văzut-o că e încătușată, eu cred că și-a dat seama de un lucru. Bă, să vezi că m-au lăsat păpușarii, că mi-au tras țeapă. Un prieten de-al meu, îl cunoașteți cu toții, jurnalist celebru, îmi spunea, bă, fii atent, că Traianel le-a promis multe la ăștia, la păpușari. Le-a dat impresia că e cu ei, că e de partea lor. Dar numai în ceea ce a ținut de vrăjeală, de papagal. Când a fost, de fapte, nu prea. Eu nu prea-s de acord cu asta. Nu prea-s de acord. Că l-a pus pe MRU să semneze cu Chevronul, că s-a dat la Putin, că a făcut tot ceea ce a fost posibil din punctul lui de vedere să se pună în practică și contractul cu Roșia Montană. Deci eu mă îndoiesc că e așa. Dar zice prietenul meu că, bă, frate, păpușarii s-au prins că le-a dat țeapă și acum s-ar putea să fie țeapa pe dos, adică să îi dea păpușarii lui țeapă. Să îi spună, bă, frate, să-i transmită un mesaj prin Elena Udrea. Bă, frate, ți-amintești cum ne-ai țepuit tu pe noi? Cum ai zis că faci totul cum vrem și n-ai făcut? S-ar putea să fie și asta. Și Traian, probabil, că și-o fi dat seama că dacă stă în baza păpușarilor, îi vai de curul lui. Și-o ieși la atac. Și iată, avem primele semne. Cine a judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție arestul la domiciliu al Elenei Udrea? Păi cine oare? Păi exact judecătorii numiți unu și unu, nu știu pe ce criterii, probabil pe bază de meritocrație, pe bază de merit, probabil că le-a dat teste, examene, nu știm cum, dar e foarte interesant. Acolo, la Înalta Curte de Casație și Justiție, sunt numai judecători numiți de Traian Băsescu. Păi mai, oricât de drept și obiectiv ai vrea să fii, nu poți să uiți cine este cel ce ți-a mângâiat creștetul, ce ți-a pus un ciolănaș în gură, ce te-a făcut om, ce te-a scos din mizerie, nu? Nu poți să uiți, că tu știi că n-ai dat teste și examene ca să ajungi judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. Ha? Vrând nevrând, e omenește să simți, nici nu trebuie să-și ceară nimeni nimic, să simți un pic de recunoștință față de omul căruia îi datorezi poziția ta socială, financiară. Mă rog, nici nu trebuie să-și ceară Traian Mondialul nimic. Și uite cum Elena Băsescu se vede ieșită din bușcărie. Eu vă spun drept că n-am niciun parti pris, n-am nicio răutate, nu-i doresc să stea în pușcărie, nici nu pot să mă bucur că a ieșit, îmi dau seama și nu sunt naiv. Toți ăștia care se plimbați, toți politicienii, toți granguri ăștia care au jefuit România 25 de ani, de la Năstase până la Ponta, toți ăștia sunt actori într-un film de comedie. Sunt plimbați cu cătușe, vi se dă vouă poporului circ, pentru că n-au să vă dea pâine, vă dau circ. Voi vă bucurați că, uite, îi plimbă cu cătușe, după care, după 2-3 zile, îi eliberează, vezi, și Videanu, și Udrea, și toți vor fi în situația asta. Îi eliberează, după care o să urmeze un proces care va dura 14 ani și care, în final, se va sfârși cu 2 ani de suspendare, se va sfârși cu 3 ani și executarea 6 luni și chestii de genul ăsta. Vezi cazul Mitrea, nu? Vezi cazul Năstase, etc. Toate sentințele finale, ați văzut acum săraca Riții. Păi de ce ajunge Riții să plătească ea
Auziți, dragii mei, Riții plătește pentru o nimica toată, comparativ cu Năstase, 5 ani de pușcărie. Sigur că e bolnăvioară, că toți politicienii ăștia sunt bolnavi de atâta surmenaj și stres din cauza muncii pentru țară. Dar, iasă în ce poziție a luat Traian Băsescu față de Riții. Fostul președinte Traian Mondialu a declarat luni la TVR, referitor la condamnarea Monicăi Riții și a unor foști miniștri din guvernul Boc, că el nu a susținut pe nimeni în fața justiției și nimeni nu a găsit un culcuș arătând că justiția trebuie să-și facă treaba. Foarte interesant. 9 ani de zile cât a avut putere Traian Băsescu în țara asta, justiția nu și-a făcut treaba. Acum, pe finalul lui de mandat al lui Traian Mondialu, când desigur nu mai avea forță, nu mai avea putere să blocheze nimic, nu? Când ești bătrân, nici pe pedala de frână nu mai poți să apeși bine. Că nu mai ai forță. Că nu mai interesează pe nimeni. Ei bine, au început să iasă dosarele. Și al lui Riții, și al lui Videanu, și al lui Udrea. Și... Măi, Traiane, mă, dar ce coincidență! Ce liber ai lăsat tu justiția și ai vrut să-și facă treaba, dar dosarele astea au stat blocate 9 ani de zile cât ai fost tu președinte. Și Microsoft, și ADS, și Galabute, și al lui Riții, și al lui Videanu. Mă, toate astea au fost blocate, mă, în vremea ta. Așa de liber ai lăsat tu justiția. E o simplă coincidență, desigur. A trebuit să se coacă dosarele astea. Știți, dosarele astea se pun la soare camerele verzi ca să se coacă. Au avut nevoie de 6, 7, 8, 9 ani ca să se coacă. Da, ei bine, s-au copt. Acum, odată, coincidență, odată cu plecarea lui Traian de la Cotroceni. Dar, ce zice Riții săraca? Că e nevinovată și că face pușcărie pentru Elena Băsescu. Căci că ea tot ce a făcut, n-a făcut decât ca să strângă bani pentru campania electorală a Elenei Băsescu, care se vroia europarlamentar. Păi da, mă, fată, dar asta este politica, cere sacrificii. Măi, Riții, ți-amintești ce țanțoșe și fudule erai ca ministră? Nu te-ai întrebat niciodată, stai mă, de ce m-au pus ăștia miniștrii? Ministru, și-au dat seama de ce mare valoare sunt eu? Ha? Așa se numesc miniștrii în România? Pe bază de valoare? Pe bază de merit? Sau te-au pus acolo că te-au simțit cât ești de fudulă, de ipocrită, de demagoagă, de ahtiată după putere, după reclamă, după imagine și au dat seama că ești material bun să le servești intereselor? Oare nu ți-ai dat seama, mă, Riții, că ești proasta familiei? Că își bat joc de tine? Că te pun să faci potlogării? Că și-au dat seama de slăbiciunile tale imense? Nu ți-ai dat seama că trebuie să plătești pentru acest post pentru că l-ai obținut fără merit? Asta este sistemul. Asta e lumea în care trăim. Ați văzut, Gabriel Sandu și-a cumpărat postul de ministru, spune singur, cu 5 milioane de euro. Am un prieten care îmi spune, care a fost și el ministru, care mi-a spus, da, în 90% din cazuri, posturile de ministru se cumpără. Se cumpără. De ce? Pentru că sunt posturi care aduc după aia bani. Mulți. Faci profit mare acolo. Și normal că trebuie să dai mai departe. Și cum se dau banii? Se dau chipurile pentru campania electorală. Da, da, tu îi dai lui Boc sau lui Anastase sau lui Videanu, îi dai 1 milion și el 900.000 îi trimite în conturile pe care le are pe mai știu eu unde și 100.000 se duc în campania electorală. Că nici campania electorală nu o fac bine. Și partidul fură. Nu numai țara o fură. Ei se fură și între ei, se mănâncă și între ei, sunt în stare să-și fure și banii dintr-un buzunar și să-i bage în ălălalt. Sunt cleptomani ăștia, că nu degeaba s-au făcut politicieni. Ei bine, Riții se plângea tare că ea nu vrea să facă pușcărie. Că nu-i corect că are copii. Păi dacă ai copii poți să furi neștire, tată, că nu mai trebuie să faci pușcărie. Cum, dacă ai copii să faci pușcărie? Mă rog. Ei, dragii mei, o să mergem mai departe, că am văzut cum stăm ieri cu familia
Ponta, azi cu familia Băsescu, Udrea Băsescu sau cum vreți să-i spuneți, nu vreau să mai insist că o să fii sătui, vreau să discutăm 5 minute cât a mai rămas din emisiune și despre teroriști. Călăi ai organizației teroriste sunite Stat Islamic au decapitat zilele trecute 21 de ostatici egipteni în estul Libiei, o țară aflată în anarhie de câteva luni. Când am citit această știre, mi s-a ridicat părul în cap. De ce? Pentru că este o știre atât de plină de conținut și am să vă explic. În primul rând, organizația teroristă sunită Stat Islamic, dragii mei, eu fac emisiunea asta de un an jumate. Acum un an jumate când am început să fac eu emisiunea asta, nu exista organizația asta. Nu auzise nimeni de ea. Mă, cum a ajuns ceva ce nici n-a existat acum un an jumate, după numai un an, să fie stăpâna unor teritorii cât un stat mare din Europa? Cum a ajuns? Păi a ajuns foarte bine. Sunt știri oficiale, le găsiți pe Google, nu-s invenția mea. Cu ajutorul americanilor, înarmați fiind și sprijiniți de Qatar și Israel. De ce? Pentru că s-au folosit de acești idioți ca să îl dea jos pe Bashar al-Assad de la conducerea Siriei și să poată să pună laba și pe Siria. Cine? Păpușari, știți bine. Ei bine, după ce John McCain, eu am văzut pe internet poze. John McCain, mare prieten, iubire, întâlnire cu șeful organizației teroriste Stat Islamic. Unde John McCain declara că trebuie să-i sprijine pe cei din Statul Islamic, că trebuie să-i înarmeze, trebuie să-i financeze, pentru că ăia sunt viitorul acolo, ăia sunt ceea ce trebuie. Ăia slujesc intereselor păpușarilor în zonă. Ei bine, acești teroriști, creație ai păpușarilor, iată ce fac. Nu e zi să nu vedem decapitări, crime sadice, monstruoase. Dar unde se întâmplă treaba asta? Iată, tot în știrea asta citim. În Libia. În Libia. Libia, o țară care până acum 4 ani era o țară deosebit de evoluată, dezvoltată, organizată, civilizată, unde era ordine și disciplină. Și drept, după standardele noastre, ale păpușarilor, ale occidentalilor, cum vreți să o luați, era o dictatură. Păi, fraților, dar aveau un nivel de trai la nivelul Europei Occidentale, sub dictatura lui Gaddafi ăștia. Vreme de 20 de ani, mai mult, vreme de mai mult de 20 de ani, pe occidental nu i-a deranjat dictatura lui Gaddafi. N-au avut nicio problemă cu Gaddafi. Nici când le-au prăbușit avionul de la Lockheed. La Lockerbie, pardon. Lockheed e compania care construiește avioane. Nici atunci. Ei bine, acum când s-a îngroșat gluma cu noua ordine mondială și cu acapararea tuturor acestor bogății ale statelor cu rezerve mari de petrol, brusc a devenit indezirabil Gaddafi. Și în consecință, Libia, iată în ce a fost transformată. Într-un rai al terorismului, al islamismului extremist, într-un rai pentru violență, ură, crimă, moarte, suferință. Iată ce se întâmplă în această țară, a devenit un focar de infecție. De ce? Pentru că au venit ei cu avioanele F-16 și au instaurat democrația de tip american. Iată ce le-au adus democrația. Au terminat cu dictatura lui Gaddafi și au adus democrația. E fericire acum în Libia, tată. Acum e fericire acolo. Trupele NATO și-au făcut datoria. Au adus bunăstare. Super. În schimb, iau zici ce zice David Cameron. Libia nu trebuie să devină un refugiu al teroriștilor, afirmă premierul Marii Britanii David Cameron.
declarându-se îngrozit de uciderea 21 de ostatici creștini de către organizația teroristă Stat Islamic. Citez: sunt îngrozit de uciderea creștinilor în Libia. E un act barbar și inuman. Gândurile mele sunt la familiile celor uciși, a spus David Cameron. Câtă ipocrizie, câtă demagogie, câtă nesimțire. Adică Libia a ajuns în situația asta din cauza voastră și acum îi arătați cu degetul. Uite ce au ajuns. Câtă nesimțire. Tu să îi înarmezi pe aia din Statul Islamic și după aia să critici acțiunile lor violente. Câtă nesimțire să fii îngrozit de uciderea unor nevinovați, 21, dar să nu fii îngrozit de milionul de victime făcute de voi, de trupele NATO, în Irak, Afganistan, Siria și Libia, ca să le furați petrolul. Mamă, ce suferință pe David Cameron pentru 21 de cetățeni nevinovați. Dar pentru milionul de victime făcute de ei ca să le fure petrolul, n-a mai suferit deloc. Dar deloc, nu l-am auzit odată să iasă să spună: mamă, ce suferim noi pentru femeile și copiii și bătrânii care au murit în Irak, în Afganistan, în Siria, în Libia, din cauza bombardamentelor noastre. Nu l-am auzit suferind. Acum suferă ipocritul, nesimțitul. Ăștia sunt ei. NATO și prietenii NATO. Eu ce vă pot spune? Dumnezeu să ne aibă în pază, dragii mei, că numai El ne mai poate salva. Cu Dumnezeu înainte. La revedere!